Dar dai seama că și băieții o să fie mult mai calculați cu ea, pentru că are vârsta pe care o are și pari matură și calculată. Dar ce, n-ai văzut fața lui Radu când era da, ea în casă? Era serios? Am văzut ce în serios am fost eu luată. Ei, vezi că tu da, ai spus... Da, dar eu am făcut un... Alexandra, tu ai spus de la început că ți-ți place să glumești și oricum ești o fi de... Da, dar au fost deplasat. Adică, ei, una glumă nu și... toți știu măsura. Dar ce părere ai despre ceea ce mi-a spus Alexandra? Că vrea să te cunoască. Cu date-ul. Măi, o ia moda ca pe mine. O zis că eu de aia am atacat. Dar tu ai siguranță mie? Măi, am, dar încă nu 100%. Dar îți dau impresia că aș putea să mă duc în altă parte? Acum în casă, nu. Păi în casă. Acum în casă, nu. Ți-am văzut și reacția când a venit Nicoleta. Este reacție normală, e o femeie superbă. Adică n-am. Dar n-am avut o reacție. Nu, doar așa că ai vorbit cu ea, că vorbești. Chiar cum... n-am empatizat de nicio culoare cu ea. Adică mi s-a părut doar de compezență. Sincer îți zic, nu am nicio... Adică nu mă simt de nimeni amenințată. Dar am văzut că la tine s-a plăcut când a venit Odeh. Da, nu, a fost un băiat care eu nu mă așteptam să arate așa, știi, să fie de culoare, de... Dar nu e stilul meu, să știi. Azi că e drăguță, să știi. Cum? Azi că e drăguță, că tu i-ai atras atenție. Da, când a zis, mă văzut pe conexiune, parcă, da. Nu? Și ai simțit ceva? Sincer, zic. Vom vedea dacă am simțit sau nu ceva. Aștept să văd pașii următori, și ai tăi, și ai lui, și a tuturor. Dar la mine nu o să fie pași spre el, să știi. Eu aștept. Dar ce crezi că ar putea să fie din partea mea? Hai zi. Nu știu, vedem. Nu, din partea mea zic sincer că nu. Nu? Nu, eu mă axez doar pe tine. Hai, lasă-mă. Da, cât timp te axezi tu pe mine, mulțumesc mult de tot. Cât timp te axezi tu pe mine și te simt. Ce simți? Dacă te axezi pe mine sau nu. Și acum ce cum ți-i acum mă simt. Dă tacuri. Dă furculiță cuțit. Ce are, mă? Ei, nu m-a sunat așa. Nu era discuția de așa natură și... Pune așa. Nu pune mâna pe furculiță, mă, pune pe... Ai lasă, că ăștia bea unii palți și sunt pe mie, că... Ce? M-a speriat! Hai, dai, da. Să știi că faza cu brățările astea a fost și... Una, că nu prea mă descurcam să fac altceva într-un timp atât de scurt. Dar... A fost și un fel de o mică ironie la ce se întâmplă cu brățarea lui Radu, știi? Mhm. Asta l-am făcut. Și cumva că ele mă plac, am zis să aibă amintire de la mine. Mhm. Înțelegi? Măia mea este mult mai... Și te reprezint. Deci, Doamne, dacă să dați un cadru aici. Excepțional. Uite, o să vreau o notă de la Dragoș. Notă? Da. 3. Da. 3, mă. Nu, mă, nu stau astea. Fata asta, păi serios. A, pentru Maria? Păi nota? Pentru ce ți-a făcut ea? Nota 5. Mamă, de ce nota 5? Păi i-am dat 5, nu-i logic. 5. Vreau să-i dau 10, dar împărțit la 2, 5. Maria, dacă n-ai pus suflet, eu nu mănânc. Da, am pus suflet, nu s-a văzut. A pus suflet, ia și tu loc. Da. Și cu ce m-ai întrebat cu Alexandra, bă, da, m-a deranjat puțin, dar din moment ce știu că ești superb și ai atitudinea pe care o ai. Dacă o să fiu obligat cumva să-mi ocupi la date? Păi tu poți să refuzi. Dar nu există șansă să mă oblige nimeni. Dar și bun, uite, de exemplu, ești obligat să mergi. Da. Merg, dar se vede urâște, vei simți prost, nu e vorba. Nu, eu am încredere în mine și cum sunt eu ca un... Adică bine, o să merg mai pe Caterin, că îți dai seama, dar... Tu te gândești la mine? Da, asta mă gândesc atât. Ionuț! Trebuie să mergi în casa... Ce mă sper eu, să mă obișnuiesc? Da. Da. Dar și dacă îți trebuiască să mă duc eu? Duci tu, rămâi acolo. Să-l pup pe Adrian. Da, unde vreau să-l pup? Pe ureche. Duriță. Pe ureche, da, pe ureche, da, așa, ureche, așa. Păi acum se vede urechea lui, că atunci se vede și urechea, că până acum nu știam că are ureche. Auzi. Că ureche e muzicală, nu prea. Dacă trebuie să mă duc, eu rămân acolo? Pe aia mă duc acolo. Că iau pedeapsă, după aia și adică... era sub. Da, adică da. Nu am voie să refuz? Dacă te duci la date cu cineva în afară de mine, rămâi acolo cu el la date. Da? Și mulțumesc, ești super! Vă pup, fetelor, pa, pa, aveți grijă de voi!
dar ce fundiță ai? Și de la cine este? La cine? De la nepoțica aia lui, frumoasă. Doamne, ce drăguț. Da, zis că mi-o pun. Poftă bună, ia să vedem ce ne-a pentru... făcut. Ospăț? A, gata, mă dați afară, nu? Nu, să iei loc. Hai, hai la masă, ai venit la fix. Da, aia m-a chemat, cred că. La fix ai venit. Am venit și Stoica. 24. Adrianul are 1.93. Aici să știți că e bilă. Adrianul are 1.93 pe Instagram. Sare în bucate. Te pup pe nevastau. Sorin cu y.rus. Ce faci? E doar Sorin cu y.rus, atât, fără punct. Hai, băieți, mâncați ca să vedem dacă o ieși ceva. Hai, Maria, o să-ți dau notă. E bună, Maria, bravo. Foarte bună. Dacă e 5, ce mai contează? E bun, noi. E notă de trecere. 10 la 2, 5. Nu e ca pe primul, 5. Dar avea cum să fie 10. Dacă făceam ciorbă, cred că era 10, nu? Eu nu-s mereu atent, i-aduce mereu flori, ciocolată, gen mereu. Vreau și eu. Și normal. Doamne, ferește. Fii atent. Petru, dar eu am crezut, nu, hai că l-am văzut cu flori, l-am zis că da, mi-a făcut și brățară. Deci, efectiv, tot. Mă surprinde tot timpul. Mamă, dar chiar să văd fi puțin, dar și da. Aia și brățara. Cum a fost atunci când m-a cerut de cuplu. M-a așteptat cu trandafiri acolo la piscină. Câte un trandafir pe fiecare scară la piscină, da. Și ea lua câte un trandafir și urca lângă el și cu o dedicație. Să dansezi în timpul dansului, i-a zis dacă vrea să fie iubita lui. Ce romantic. Mi-am luat cel mai mișto bărbat. Doare, dar eu am așteptat 2 luni să vină cineva pentru mine în casă. Și el a venit pentru tine? Nu a venit pentru mine. Pentru nu, dar l-am găsit în casă. Pentru Kinga? Da. Da, efectiv, mă topesc. Doamne, înțeleg, te înțeleg. Noi ne-am declarat cuplu prin conexiune. Doamne, dar e altfel. Dar tu ce simți acum? Invidie? Dar nu cu rău. Știu. Adică simt că vreau și eu atenție, vreau și eu chestii, cred, știi? Că toate vrem. Da, de asta și spun. Dar vezi că fiecare e făcut în modul lui, știi? Adică cadou care mi l-a făcut el, chiar l-am apreciez pentru că l-a făcut el. Și da, a rămas plăcut surprinsă. Dar și florile îmi plac. Uite, azi ai un vibe foarte bun. Ce ai mâncat? M-am trezit la ochi fix, cred că de bune? De acum încolo mai la 8, să zici. Mi se pare că te-ai descărcat cu Alexandra, înainte. Mine înapoi. Da, dacă era în locul meu și tu făceai la fel. Am văzut ceva, dar nu mi-am dat seama de unde o pornim. Tu cred că i-ai dat vibe-ul ăla nasul Alexandrei. Nu, dar ea era cu capul în jos și ea dintr-o dată s-o lua de mine. Și eram serios, adică nu mă iau de știi de mine. Hai, stai la masă. Nu mai este, am hai, serios. Mie îmi place să mă uit la hai, serios, care mănâncă din mână. Te rog, eu uit aici în capul mesei. Nu mai cor cum imi teamă după Maria! Nu mă pun jos! Maria! Acum! Hai, te rog, eu stai jos. Ne supărăm toți. Trebuie să te implor. Hai, serios, stai jos. Hai, stai jos. Și tu unde stai? O să-mi iau tamburel. El stă sus. Dar tu nu mănânci? Nu. Măcar să gust ce ai făcut? Iam. Deci... Cum te ieși acasă de 2 zile de când ai venit? Deci vreau să zic că tu la mâncare ești talent. Îți mai amintești și la roast, ți-am zis, ciorba ta a fost ceva select? Da, da, da. A făcut și ciorba? A zis Dragoș că ai nevoie de validare din partea lui. Nu cred că bun. Din partea mea, e, nu? Și m-a mai întrebat din nou dacă am încredere în el. Și ai? Dar eu cred că tu ai. Am încredere în el, dar nu am 100%. Că m-a întrebat acum în casă dacă... Cu ce a fost vorba ieri, m-am certat puțin cu Alexandra. Dar nu m-am certat pe subiectul, că știu că eu, la Alexandra i-a plăcut, îi place și de Ionut, știi? Că ar fi pe gustul ei. Și Alexandra, ieri când am vorbit, i-am zis câteva chestii, au zis că de-aia o atac pe ea, că știu că îl place pe Ionut. A, și că aș simți... Nu, da, exact, deși nu-i cazul. Poate îl cheamă camera roșie. Ce? Poate îl cheamă camera roșie. Cum ar fi?